avem o rezervă stocată în acest moment undeva la 45% și am depășit cu undeva 10% această rezervă. Asta înseamnă că avem suficient gaz ca să... Că vom avea suficient gaz stocat pentru perioada de iarnă. Și pentru partea de industrie și pentru partea de consum. Vorbim de capacitățile de stocare care au fost asumate și care au fost declarate la nivelul Comisiei Europene. Nu vă pot spune cât este pentru partea de consum casnic și cât e pentru partea de consum industrial. Dar ce este în momentul de față asigură funcționarea pe partea de industrie. Ce este în momentul de față, aceste stocuri sunt stocurile disponibile declarate la nivelul Comisiei Europene. Dar sunt suficiente? Deocamdată, dacă ne uităm ce s-a întâmplat în 2021, da? În decembrie 2021, nu au fost întreruperi de gaz. Da? Industria a funcționat. Bineînțeles, în condițiile în care, ținând cont de proiectele pe care le au și de strategia pe care au avut-o de funcționare. De exemplu, Azomureș a intrat în proces de în proiect de mentenanță și atunci o parte din capacități și le-au închis. Depinde de strategie fiecare companii. Haideți să nu ignorăm acest lucru. Sunt companii private care își definesc strategia de funcționare în funcție de piață. Dacă piața, de exemplu, scade pe o anumită zonă, atunci e normal și consumul de utilități, energie, gaz, va scade.